În ședința de Consiliu Local al Beni de luna trecută, primarul le-a propus consilierilor să aprobe suma de 10.000 de lei din datoria de 20.000 de lei către bibliotecară. Aleșii locali nu au fost de acord cu aprobarea banilor, deoarece suma nu acoperea toate drepturile pentru bibliotecara Mariela Borcan. Aceasta a solicitat instanței judecătoriei Târgu Cărbunești executarea silită a instituției publice în baza hotărârii definitive obținute la Curtea de Apel Craiova. A propus Consiliul Local să mi se dea doar o sumă de 10.000 de lei, considerând dumnealui o despăgubire. Dar nu și giramentele către statice, pensii, somașa și așa mai departe, plus cheltuieli de judecată. Domnul consilier știind situația reală, nu au aprobat această sumă pentru că, că nu e realizat. În sensul ăsta, domnul primar nu mi-a mai dat niciun leu și nici nu a făcut acele deziramente. Primarul Stan a fost nemulțumit de refuzul consilierilor și s-a răzbunat pe aceștia. În luna respectivă le-a diminuat indemnizația lunară, fapt pentru care consilierii l-au dat în judecată. Contactat de jurnaliști pentru a explica ceea ce s-a întâmplat în primăria Albeni, acesta a închis telefonul. Am înțeles că primăria ar fi executată silit sau s-a primit o executare silită în ceea ce privește acordarea banilor către doamna bibliotecar. Alo? În cazul în care pe parcursul executării primarul dispune achitarea banilor, litigiul se încheie. În caz contrar, conturile primăriei vor fi blocate până la achitarea întregii sume datorate, instituția urmând să achite și cheltuielile de executare.